Deci, salutare oameni și bine v-am găsit la un episod din gameplay. Astăzi vă voi prezenta Outlast Difficulty Nightmare, să vedem. Vom continua. Așteptăm să se încarce. O să ne denumim jucătorul Omul Alfred. Uite, uitați ce mașină are Alfred. Ce pui mea e acest spital de mutanți? Nu o să citim, că mi-e prea lene. Deci, să începem. Să vedem aici, nu găsim nimic. Nu. Deci, pe aici. Ai, Alfred, bag un sprint. Cătărul. Deci, mergem pe aici. Ui, mei, ăsta nu o să e. Pascarul ăsta sare ca nebunul. Păscându-re. Sai. Deci, am intrat înăuntru, e bine. Uita ce gust de rămache. Fain spitala ușa aceea. Sau ce dracu o fie. Uai bă, gamaș pula. Sunetele lor cu tot. Și intrăm în baie. Cola. Ne trânc așa ce pe în conduct. Uai de pula mea, fute Dumnezeu azi. Bă, ce m-am speriat.
Spânzurat fără cap. Uai, fută Dumnezeu. Băgam-a, ula. Mă, oai, bată-l Dumnezeu de urât. Bă, că o dat cu mine de la 10 metri. Și n-am murit. Mamă, ce față de cartof are ăsta. Lasă-mă camera. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Hai, da, Alfred, ridică-te. Deci, pe unde? Deci, pe aici. Voi mei. Și să uită la televizor, la sânge și la purici. Am găsit o cheie. Să vedem ce facem cu ea. Bă, fute ce dumneavoastră, ca de retardat. Fute-l dumneavoastră, ce m-am speriat. Ce dracu, e nebun? Ce pui mi face față de cartof? Să nu-mi zici că oprești cu el. Arde-l Dumnezeu să nu arde. Intrăm în dulap. Intră în dulap. Ia vine cineva. Ia te le stau, e porc nudist. Va piciorile. Dacă nu. Bă, să mă găsește. Arde focul. Nu mai găsim. Lasă-mă în pace. Bun. Am scăpat de el. Pauză-l că vine după noi. Fute-l Dumnezeu. Cedră, care lanță pe picioare.
Deci, oameni, atât o să fie cu episodul de azi, pentru că eu nu mai pot de frică. Eu sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare. Pa!